Angajații din aparatul de lucru al guvernului au intrat în grevă japoneză pe motiv că premierul Marcel Ciolacu le-a refuzat majorarea salariului de bază. Greva a fost organizată după ce joi angajații guvernului au declanșat un protest spontan prin care au întrerupt lucrul timp de o oră. Oamenii spun că nu le-au mai fost mărite salariile de 10 ani, iar media salariilor în aparatul de lucru al guvernului ar fi de circa 5.000 de lei net. Luni ar, ar putea fi pusă în transparență decizională ordonanță de urgență care ar include o majorare salarială pentru ei, însă nu este clar procentul care va fi acordat.